Bună ziua și bine ați venit la ședința de îndată convocată prin dispoziția numărul 821 din 24 iulie 2017, de către domnul Lucian Vijunicu, primarul municipiului Roman. La această ședință sunt prezenți 12 consilieri locali. Ordinea de zi pentru această ședință cuprinde un singur punct și el se intitulează Proiect de hotărâre de aprobare a documentației tehnico-economice, fază tari și a indicatorilor tehnico-economici, a proiectului și a cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale din municipiul Roman, componenta 8, blocul 33, strada Anton Pan. Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Mulțumim frumos! Toată lumea pentru. Avizul Comisiei de Buget Finanțe. Aviz favorabil. Avizul Comisiei de Urbanism. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Supunem la vot acest proiect. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? În unanimitate, proiectul a fost aprobat. Mulțumim frumos pentru prezența dumneavoastră. Domnul primar? Da, vă mulțumesc și eu pentru faptul că ați venit la această ședință convocată de îndată, datorită schimbărilor unor formulare în ghidul de finanțare. Ni s-a solicitat din partea Agenției de Dezvoltare Regională această hotărâre de Consiliu. Rămâne, așa cum am stabilit, ședința ordinară pentru luni, 31 iulie, la ora 12, și urmează să fiți convocați în cursul zilei de mâine, când veți primi și mapele de ședință. Vă mulțumesc încă o dată!